أوروبا. سافر الآن مع العربية لطيران المغرب. Și dacă tot trebuie să stăm în casă, haideți să vă spun o poveste. Cum am ajuns să stau în Maroc 2 luni jumătate și ce am făcut eu acolo în timpul acesta? Pentru a face sens povestirea și filmulețul, trebuie să creăm un pic contextul poveștii. Încă din anul 2015, de când eu am ajuns în Anglia, am început să lucrez ca șofer la o companie care lucra în domeniul cinematografic. Transportam echipamentele pentru filmat de la o locație la alta, dintr-o țară într-alta. Așa am ajuns să văd toată Anglia, așa am ajuns să văd mare parte din țările europene și să petrec destul de mult timp acolo. Am început să lucrez pentru ei în producția filmului Huntsman, care îl implica ca și actor pe Chris Hemsworth. Hemsworth? Chris Hemsworth, actorul din Thor. Sigur știți despre cine este vorba. Și am terminat să lucrez pentru această companie în Maroc, pe continentul african, care îl implica pe același actor, Chris Hemsworth. A fost o coincidență, sincer. Ei, și acum, revenind la Maroc, compania la care eu lucram ne-a trimis să facem acest film, ne-a trimis să transportăm echipamentele necesare pentru producerea acestui film tocmai în Maroc, pe continentul african. Men in Black 3. Am plecat, dar haideți să urmărim și niște imagini și vă povestesc cum s-a întâmplat și ce am făcut eu acolo în timp ce rulează aceste imagini, să vedeți mult mai bine atmosfera de acolo și să înțelegeți tot filmulețul mai bine. Toată aventura a început când am încărcat camioanele cu echipament pe vapor și a trebuit să traversăm până în nordul Spaniei. Aproape 30 de ore a durat toată călătoria. A fost ceva foarte frumos. Iar de acolo am condus camioanele până am ajuns în portul Al Jazeera, unde am așteptat să facem vama la toate camioanele și am decis să avem o excursie de o zi, pe cont propriu, bineînțeles. Am luat transportul local, care nu costă foarte mult, și am mers pe insula Gibraltar. O experiență inedită, unde puteți să întâlniți maimuțele, niște maimuțe specifice din acea zonă, o insulă unde nu se plătesc taxe, toate produsele sunt foarte ieftine și puteți să petreceți timp în natură, cățărându-vă pe acel munte, mergând pe poteci, lăsându-vă pierduți în istorie. Neapărat trebuie să, la finalul zilei, trebuie să vă opriți într-un bar local, să vă răcoriți după o zi călduroasă și să interacționați cu personalul, cu localnicii. În așa fel puteți să aflați mai mult despre istoria locului. A doua zi dimineață am reușit să avem actele vamale și să ne urcăm pe feribot. Am trecut în partea africană, în continentul african, unde formalitățile vamale au durat 12 ore, timp în care am stat și am așteptat. Ce să facem? Am dat o șpagă ca tot românul, ca să putem trece, și am ajuns în Maroc. Odată ce am ajuns pe continentul african, am rămas fascinat de peisajele ce ni se deschideau în fața ochilor, de plantațiile de bananieri de pe marginea drumurilor. Și de drumurile extraordinar de bune și de bine îngrijite pe care marocanii le aveau. Bineînțeles că spre seară, a doua zi, am ajuns în Marrakech, unde am parcat camioanele și am fost conduși către hotelul unde urma să stăm următoarele 3 luni.
Cum eu veneam din România, normal că am rezolvat la fel, cu o șpagă mică la recepție și am rezolvat să mi se dea o cameră la parter cu ieșire la piscină. Hotelul era lângă aeroport, la marginea orașului, însă un cartier foarte frumos cu magazine lângă. Am beneficiat de o zi de cazare, o zi liniștită după tot drumul acesta făcut. Neapărat trebuie să începeți să beți, cum ajungeți în Maroc, ceai de mentă. Altfel, riscați să vă stricați la stomac din cauza apei și a mâncării. Am beneficiat de o zi de odihnă, cum v-am spus, și au început zilele de muncă. Doar ne-am dus acolo să facem un film. A trebuit să vedem în prima zi toate locațiile unde vom parca restul de camioane pe perioada șederii noastre. Am fost în vizită, cum v-am spus, peste tot, la Palatul Regal, la Palatul Soleiman, la piața centrală din Marrakech și a început nebunia. Am luat primul contact cu localnicii, am luat primul contact cu arhitectura veche a orașului și ne-am pregătit pentru ceea ce urma să înceapă, adică să conducem camioanele într-o metropolă foarte aglomerată, cu foarte multă lume pe străzi, în special noaptea, când noi trebuia să mutăm tot ce ținea de logistica din spatele filmelor, ceea ce voi nu vedeți. Este o foarte multă muncă. Bineînțeles că am fost păziți de armată, așa se asigura acolo securitatea cu armata. Am reușit să nu avem parte de niciun eveniment neplăcut în toată această perioadă, chiar dacă traficul este infernal și foarte multă lume nu ține cont de niciun fel de regulă de circulație, niciun fel de regulă omenească, cum să meargă, unde să meargă și sau în ce direcție. Nu numai că nu am avut niciun fel de accident rutier, însă nu am dărâmat nici zidurile și arhitectura veche a orașului. Am avut noroc și am fost îndrumați. Aici vedeți cum arată noaptea, traficul și viața de noapte din piața centrală, Jamaa Al-Fna. Nici măcar ambulanțelor nu le făceau loc să treacă. Fiecare își vede de treaba lui, de ce a ieșit el afară și nu interesează pe alții. Trebuie să aveți foarte mare grijă la buzunare, că până la urmă este un loc turistic și cei puși să vă facă neplăceri vor fi acolo cu siguranță. Cum v-am spus, la sfârșitul fiecarei zile de muncă, noi aveam șoferul nostru cu microbuzul personal, oferit de către producție și am avut mare noroc cu acest băiat. Ei lucrau pe un salariu foarte mic, 30 de euro câștiga pe ziua de muncă cu motorina, cu mașina lui, cu tot ce ține de logistică. Însă noi am avut noroc cu el pentru că pe lângă treburile să ne ducă la hotel, să ne ia de la hotel sau să ne mute dintr-o parte într-alta, ne-a ajutat să vizităm locurile de acolo, ne-a ajutat cu sfaturi și o să vă las și datele lui de contact, pagina lui de Instagram în detalii. În cazul, cine știe, în care ajungeți vreodată, puteți să îl contactați cu încredere. Este un băiat de nota 20. În cazul în care vreți să vă descurcați pe cont propriu, nu uitați, toate prețurile de fapt sunt la jumătate și totul se negociază. Până la urmă, ei fac negoț și vor să-și vândă produsele. Banii sunt la tine. Dacă vrei să le vinzi, să le cumperi, le cumperi și cu foarte puțin. La fel, trebuie să aveți grijă la dresorii de șerpi, pentru că vor veni, se oferă de foarte mare ajutor să vă facă o poză în timp ce țineți șarpele în mână sau ceva de genul,
iar după aceea vi se cere un preț exorbitant pe poză pentru a vă da telefonul înapoi. Deci trebuie să fiți atent la chestia aceasta, nu dați telefonul din mână, nu dați actele personale, ei sunt acolo să vă distreze, dacă vreți să le dați ceva bine, dacă nu iarăși bine, dar nu dați nimic ce este al vostru. Ați văzut în imagini piața centrală, Jamal Fna. Bineînțeles, copiii ne urmăreau peste tot. Este totuși un stat foarte sărac în care există oameni foarte, foarte bogați și oameni săraci. Clasa de mijloc nu prea există. Se duceau la școală îmbrăcați în uniforme simple. Toți aveau niște hălățele albe și ghiozdanele în spate, cu papuci sau fără, în sandale. Străzile cartierelor sunt împărțite între meseriași. O stradă este pentru cei care prelucrează fierul, o stradă este pentru cei care prelucrează lemnul. Magazinele se găsesc peste tot. Produsele nu sunt foarte scumpe, însă nu ai încredere să cumperi de la orice magazin. Produsele stau în soare, în praf, pâinea este efectiv vândută pe stradă, se vând de la copite de animale, fructe de cactus și au chiar și o piață denumită generic piață de pureci, flea market, unde găsești de la saltele, haine folosite, până la casetofoane și ceea ce nici prin cap nu-ți trece că poți cumpăra vreodată. Ca și câștiguri, locuitorii Marocului nu au un venit foarte mare, veniturile lor sunt foarte mici. Închipuieți-vă un șofer de microbuz care lucra pentru noi, pentru producția, compania de care făcea filmul, câștiga $30 pe ziua de muncă, nu 8 ore, nu 10 ore, nu 14 ore. De aceea este bine când ajungeți în Maroc, dacă ajungeți în Maroc vreodată, să vă împrieteniți cu un localnic și pentru o sumă destul de mică vă poate fi ghid pentru o zi, o săptămână. O să vă las mai jos în descriere datele de contact ale șoferului nostru de maxi-taxi. El organizează și excursii în deșert sau, de ce nu, vă poate fi ghid în călătoria voastră prin Maroc. Vă poate lua de la aeroport, vă poate lua de la feribot și vă poate duce oriunde. După fiecare zi de muncă, bineînțeles că trebuia să mâncăm, să ieșim în oraș, să ne relaxăm. Aici îl vedeți și pe Abdul, care ne-a dus în niște locuri minunate și ne-a fost ghid pe această perioadă. După cum știți, alcoolul este interzis pentru că este un stat musulman, însă se găsesc magazine la negru, după colț, unde se vinde alcool. După lăsarea întunericului, până și marocanii consumă alcool și merg în baruri, discoteci, unde se cântă muzică live. Vă recomand să mergeți într-un astfel de loc ca să vedeți civilizația și cultura și, de ce nu, să socializați cu oamenii de acolo. Sunt foarte sociabili, foarte deschiși. Noi, bineînțeles că nu aveam voie la masa de prânz, nu se servește niciun restaurant alcool, însă noi mergeam cu sticlele de apă și ne făceam de acasă, ne preparam cocktailurile sau gin, sau în principal gin, pentru că seamănă foarte mult cu apa, gin tonic, și în felul acesta puteam să consumăm alcool liniștiți în baruri și când luam masa.
Nu ratați sesiunea de cumpărături, negociați totul la sânge cu ei, pentru că prețurile de fapt sunt la jumătate din prețul pe care vi-l spun ei. Încă un loc pe care îl recomand cu plăcere, cu căldură, trebuie să mergeți neapărat la băile marocane, la hamam. Aveți totul inclus, ceaiul este din partea casei și după o zi stresantă în aglomerație, la cumpărături sau depinde ce vreți să vizitați, puteți să vă relaxați la un masaj și o baie specifică marocană. Mutăm un pic locația și ajungem în Tangier, unde am parcat camioanele chiar pe marginea portului, la intrarea în port. Am găsit marocani sub camioane, pregătiți să treacă granița odată cu noi, însă ei nu știau că noi mai avem de muncă acolo încă 2 săptămâni. Tangier, fiind un oraș port și cu ieșire către Europa, este un oraș mult mai nou decât Marrakeșul, unde se cunoaște cultura europeană. Clădirile sunt mult mai mari, mult mai noi, străzile sunt mult mai curate și mai turistice. În același timp, este un oraș în care vei fi abordat pe drum de către copii sau persoane sărmane să le dai de mâncare. Aici vedeți un băiețel care ne-a intrat nouă la suflet și l-am hrănit, l-am luat cu noi o seară la plimbare prin oraș. Normal că noi tot la muncă, trebuia să conducem, însă de data aceasta conduceam pe niște străduțe lăturalnice unde vă las să vedeți ce s-a întâmplat. It's on camera. One more. Merci. He's smiling because he see me on the other side, you know? Yeah. No, fuck. Bollocks. God, no. Just. He's mad. The guy with the taxi is crazy. Oh, What? fuck. What was that? This. No way. Yeah. Oh, fuck's sake. Oh, who's that? That's not Leave the bottle. It was your bottle. Și acest nou oraș este foarte frumos și merită să-l vizitați. Are partea nouă a orașului și, bineînțeles, partea veche a orașului, unde trebuie să vă lăsați pierduți pe străduțe, să interacționați cu oamenii și, de ce nu, să mai faceți o sesiune de cumpărături. Eu am încercat să vizitez și o moschee, însă nu știu de ce nu mi s-a permis accesul. Bineînțeles, o ultimă relaxare înainte de plecat. Și ce credeți că am găsit pe drum? Normal, o benzinărie marca Petrom în Africa, în Maroc. Am trecut înapoi pe continent, am ajuns pe continent și ne-am bucurat de piețele aglomerate. Am avut încă o scurtă plimbare prin orașul Al Jazeera, unde am găsit o arhitectură foarte frumoasă, mâncare extraordinar de bună. Însă pe drum a trebuit să ne facem singuri mâncarea, normal, unde altfel decât în camion, da? Și am ajuns înapoi în Anglia după 3 luni de călătorie pe continentul african. Acum că ați urmărit imaginile, ca și o concluzie, Maroc este o țară care merită vizitată. Maroc este o țară ieftină. Nu știu exact cât anume costă zborurile până acolo, în cazul în care vreți să mergeți cu avionul, dar chiar merită vizitată cu mașina, dacă aveți posibilitatea, bineînțeles.
găsiți acolo și cazări scumpe și de 5 stele, găsiți și cazări ieftine în casele oamenilor sau în hoteluri foarte micuțe. Prețurile sunt, eu zic, normale, prețuri normale, totuși este considerat un continent din lumea a treia, dar nu este chiar așa. Aveți parte și de tehnologie, aveți parte de multe altele. Este o țară în care m-aș întoarce oricând cu drag, este o țară în care îți faci cu ușurință prieteni și toată lumea este deschisă și vrea să te ajute. Bineînțeles, există și excepții, ca peste tot. Este într-adevăr o țară care combină foarte frumos arhitectura veche și istoria cu arhitectura nouă. Este o țară în dezvoltare și dacă vă duceți acolo special pentru plajele minunate din Maroc, cu siguranță le veți găsi. Găsiți orașe precum Casablanca, Marrakech, Tanger, puteți să faceți excursii de o zi sau de două sau de trei zile în deșert. Este până la urmă o experiență unică. Asta am avut să vă spun. Dacă vă mai interesează ceva, nu uitați să lăsați un comentariu și cu siguranță vă voi ajuta și vă voi răspunde detaliat. Până la următorul video, vă spun la revedere!